Bine, ne revedem, dragii mei, dragile mele. Continuăm cu ultimul episod din povestea voastră și povestea voastră de iubire cu o persoană care trece prin aceeași suferință prin care ați trecut și voi. În descrierea generală a clipului, eu o să pun și celelalte două etalări ca voi să aveți un tablou cât mai corect asupra acestei povești. Practic este etalarea numărul 1, etalarea numărul 2, etalarea numărul 3, aceasta pe care o fac, care se bazează pe același subiect, energia persoanei care v-a înșelat, care v-a înșelat așteptările și care, la rândul său, a fost trădat sau trădată sau îi se întâmplă, practic, ceea ce v-a făcut vouă, ce vă așteaptă pe voi, ce urmează pentru voi, ce urmează pentru ei, tocmai pentru a avea o confirmare a pasului important pe care urmează să-l faceți în viața dumneavoastră. Alegeți să rămâneți cu această persoană care se întoarce, dar nu în orice condiții și nu cu orice fel de intenție, poate în unele cazuri nu intenție la care vă așteptați, sau să mergeți mai departe îndeplinind dorința Universului de a îmbrățișa noi începuturi alături de persoane generoase care vă oferă o normalitate în iubire. O să facem așa, tot într-o etalare generală, o să facem așa. Voi, persoana din trecut, voi, persoana sau persoanele sau oportunitățile voastre, pentru că așa mi se pare corect, pentru că în felul acesta probabil veți putea fi ajutate să luați deciziile corecte, să rămâneți în trecut cu o persoană pe care o puteți recupera sau să mergeți mai departe, liniștiți sau liniștite, în viața dumneavoastră, într-o nouă etapă. Voi și persoanele, voi și, mă rog, viața voastră, vis-a-vis de o persoană din trecut și o persoană, am spus voi și chiar așa a ieșit și mă bucur că au ieșit așa lucrurile. Trecut, prezent. Voi, trecut, prezent. Ia uitați. Nu le-am așezat, ci le-am pus acum ca să le vedeți, ar putea să fie în oglindă cărțile, dar eu o să vă arăt așa pe fiecare. Deci, voi, fără doar și poate, între două energii. Probabil că veți avea o foarte mare împlinire și o confirmare a unei dorințe pe care deja v-ați pus-o sau probabil că o să aveți prin intermediul acestei etalări o confirmare a unei dorințe. Probabil să rămâneți în trecut sau să continuați. Trecutul înseamnă cu o persoană, probabil care, spuneam, se întoarce, înseamnă iluzie. Această carte înseamnă iluzie. V-ați făcut iluzie că sunteți voi doi împotriva tuturor, probabil, trio, pătrat, amoros, voi gata să renunțați la toți și la toate pentru a fi cu această persoană, dar v-ați cam fript în ghilimele de rigoare, așa într-o expresie populară. Mai ales dacă persoana aceasta este rac sau voi sunteți raci. De fapt, am amintit în celelalte etalări despre semnele zodiacale cele mai importante. Ați crezut în loialitate, ați crezut în monogamie, dacă vreți, însă nu s-a întâmplat. Probabil ați iubit o himeră, probabil ați iubit ideea de a iubi sau probabil că v-ați închipuit 100% că această persoană nu trăiește aceleași sentimente ca voi. Voi chiar v-ați dorit acest cuplu. Voi erați în stare să faceți absolut orice pentru această persoană. Sunteți deziluzionați. Probabil v-ați creat iluzii și ați obținut decepții, deziluzii, fără doar și poate. Vă pare rău, există melancolie, există nostalgie, există și în cazul vostru izolare sau a existat izolare și melancolie, singurătate, de ce nu? În unele cazuri poate nici nu v-a mai trebuit altcineva pentru că atât de tare v-a făcut să suferiți această persoană încât n-ați mai vrut alte
noi oportunități în iubire, însă se închide un cerc, se închide o etapă. Așa cum spuneam, în a doua etalare se închide o etapă pentru voi. Și chiar dacă aparent pare o pierdere, poate că luna a cincea a anului trecut a jucat un rol important în viața voastră, sunt niște pierderi care vin din luni de iarnă, poate, nu știu, atunci a plecat persoana asta, atunci v-a înșelat, atunci ați aflat că a ales pe altcineva în defavoarea voastră, etc. Deci, fără doar și poate există pierdere din partea voastră, suferință, bineînțeles a zburat într-o aripă, efectiv când ați aflat despre această persoană că nu a fost nici pe departe persoana pe care voi ați crezut-o că este, în ciuda planurilor pe care le-ați făcut împreună, în ciuda tuturor promisiunilor sale. Nu s-a întâmplat nimic din ceea ce a spus, doar vorbe, probabil că recitiți destul de multe mesaje sau recitiți mesajele de la această persoană pentru că parcă nu vă vine să credeți că a putut face așa. Nu mai este cale de compromis. Sunt unele situații în care sunteți chiar blocați sau v-a lăsat pur și simplu fără vorbe. Alegerile pe care le-a făcut și alegerea pe care, dacă deja nu s-a întâmplat, urmează să o facă. Probabil că veți ține minte aceste etalări și veți reveni asupra lor în momentul în care sunt șanse să se întâmple ceea ce spun eu aici. Atunci vă veți uita în urmă și probabil că veți spune, da, uite că am avut dreptate să fac o turnură, să schimb un pic macazul în viața mea și să am un pic grijă și de mine și de ceea ce vreau eu să simt, că ceea ce vreau eu să fac pentru sufletul meu. Multă compasiune ar fi oportun să aveți în aceste momente pentru voi, pentru că singura persoană care vă poate salva din această durere și dezamăgire sunteți chiar voi, nu persoana asta. Probabil că ați căutat foarte tare o completare, ați găsit-o la un moment dat, fiind o relație poate la distanță, nefiind un cuplu 100%, de-aia nici nu cred că ați reușit să descifrați foarte bine această persoană, pentru că ați avut încredere în inima sa, în sufletul său, în vorbele sale, pentru că dacă voi ați considera că sunteți așa, așa e toată lumea. Ei bine, nu. Ați fi fost în stare să fiți voi doi contra tuturor și probabil dacă erați într-un pătrat amoros cu atât mai mult, era mai complicat, pentru că acolo sunt tot felul de influențe, copii, familie extinse, s-ar fi dezlănțuit așa un jihădel. Dar voi ați fost persoane asumate. Ați fi renunțat, fără doar și poate, la că până la urmă nu trăiește nimeni în dreptul vostru. Doar că nu se întâmpla așa pe partea celelalte persoane din trecut. De aceea vi se pare că ați iubit o himeră și până la urmă, așa știut voi să iubiți, dar se închide cercul și se închide cu conștientizarea faptului că totul a fost o iluzie. Voi și celelalte persoane, că vorbim de noi oportunități în viața dumneavoastră, dacă vă hotărâți, până la urmă, dorința vă aparține, liberul arbitru vă aparține, să faceți acel pas despre care vorbeam în etalarea a doua, pe care o să o pun în descrierea generală a clipului. Dacă vă hotărâți să faceți acel pas, probabil apare nebunesc, dar justificat în condițiile date, asta înseamnă că ați putea să vă mutați în alt oraș, în altă țară, poate că voi chiar ați renunțat la relația pe care o aveți pentru cealaltă persoană, iar cealaltă persoană a ales pe altcineva în defavoarea voastră, adică un cerc extraordinar de vicios. Asta este, se poate și în 2022, anul trecut să fi întâmplat ceea ce am spus eu mai devreme, să fi renunțat la tot și la toate, la relații, la ce ați construit ca să fiți cu acea persoană și v-ați ales cu nimic, dar acum sunteți foarte determinați și foarte, foarte asumate să vă începeți viața de la zero și ce vă așteaptă? Unitate. Adică există posibilitatea ca să aveți un cuplu cu altcineva. Fază de completare.
S-ar putea să vă completați foarte, foarte bine cu o persoană cu care sunt șanse să aveți noi începuturi în iubire. Nu o sesizez ca figură, ca descriere fizică în general, ca, eu știu, da, în orice caz, ca energie, plutește așa, știți? Este în căutare. Sunt două energii care la un moment dat o să se ciocnească. S-ar putea chiar accidental să dați nas în nas peste această persoană, dar o să revenim cu detalii la momentul oportun. Este vorba despre o renaștere a voastră. Prin faptul că sunteți din ce în ce mai asumați și din ce în ce mai determinați sau determinate să vă împliniți propriile vise. Mai ales că acum sunteți liberi de contract în unele cazuri, liberi ca pasărea cerului și gata să încercați lucruri pe care poate nu le-ați făcut niciodată, dar vă fac plăcere. Și pentru faptul că aveți grijă de sufletul vostru și aveți compasiune față de propria ființă și vă ascultați vocea interioară, s-ar putea să aveți parte de o reînnoire în planul iubirii. Haideți să vedem trecut, viitor. Trecut. Dacă nu va fi cu voi, ce se va alege de persoana din trecutul vostru? Imediat. Nu o să le citesc pentru că nu s-au întors tot așa. Ce să... Va rămâne tot, cum să vă spun, va rămâne tot un visător, tot o visătoare, la fel vise, speranțe, vorbe, vorbim să ne adormim. Fapte mai puțin. Nu va renunța la a fi visător, a visa frumos, a-și închipui, are balta pește, de ce nu? Putem să insistăm și pe faptul că persoana aceasta este cumva... Așa este ea, că doi vorbeam de copilărie, de naivitatea acestei persoane. Probabil că va trece fără doar și poate peste faptul că vă pierde. O să încerce, probabil. O să încerce o revenire. Ajută-mă, cum spuneam și în etalarea a doua, ajută-mă. În sfârșit, bipolaritate, etc. nu mai reiau, dar va fi, v-am zis, are balta pește. Că nu sunteți voi, va trece și peste faptul că nu o să fiți împreună. Măcar, știți cum o să spună, măcar am încercat, nu se poate. Continui să visez, să vorbesc, să agăți și alte doamne și domnișoare pe rețele de socializare sau la serviciu sau pur și simplu trăiesc clipa, trăiesc momentul și nu mă implic în relații pe termen lung sau nu mă voi mai implica în relații în care există posibilitatea de a rămâne împreună. Probabil că aceasta este sau va fi și deviza acestei persoane. Ceea ce încerc eu să vă spun aici este faptul că ghizii spirituali întăresc din ce în ce mai mult recomandarea de a avea grijă de voi. Adică gata, ați fost destul de atente la nevoile celor din jurul vostru, partenerilor voștri. E timpul să vă gândiți la voi pentru că aveți o viață și ați suferit destul. Viitor. Uf. Mă iertați, dar... Știu că pe unii dintre voi am să-i supăr, dar efectiv nu știu, zboară cărțile. În viitor, cu siguranță o să treceți peste această trădare. Această trădare o să vă afecteze și în viitor. Mare, mare grijă.
să nu ratați niște momente, că tot vorbeam de etalare de recomandare, să nu ratați niște momente frumoase, să nu comparați situații, persoane, evenimente, fiind urmărit sau urmărită de acest demon al trădării. Probabil că nu este prima oară când sunteți trădați, adevărat, și nu mai aveți încredere. Doar să fiți atenți, atente, să nu vă împiedicați să nu fiți urmăriți, urmărite de această trădare a persoanelor din trecutul vostru. Sigur că totul este o loterie, sigur că mai puteți fi trădați, dar să încercați să luați totul ca pe o experiență și să nu vă împiedicați de trecut. Trecutul a fost, a dus, a trecut, învățăm din el, bineînțeles. Teoria este ușoară, practica ne omoară pe toți. Cartea de final. Am să termin cu aceste cărticele. Sper să-mi aduc aminte să vă spun despre, spun despre tombolă, să nu uitați. Carte de final, recomandare. Nu se poate. Deci nu se poate. Deci în această seară mi-au zburat toate cărțile. Știu că nu vă convine și că mă aplec. Să nu vă supărați pe mine, vă cer iertare. Mai ales pentru doamne și domnișoare, văd aici și cartea chiar este dreaptă. Nu mai rețin, îmi spunea cineva că tot mai primesc mesaje că a luat acest pachet de cărți de oracol pe care eu îl fac cadou la tombolă. Este un pachet de cărți de oracol pentru începători, cei care vor să învețe tarotul, că sar de la una la alta și este foarte ok de învățat. Prezint din acest pachet de cărți de oracol pentru că, spun, am să-l ofer cadou și vă ajută, mai ales pentru cei care cochetează cu arta divinației. Ei bine, dragii mei, răspunsul vostru este că vi se va face dreptate. Universul vă face dreptate. Ah, că am îndoit-o. Dar nu-i problemă, că am unul nou aici pregătit pentru voi. E cu țipla pe el. Vi se va face dreptate. Dreptate, justiție karmică. Câștig de cauză în tot soiul de conflicte, de dispute. O să primiți ceea ce voi meritați, șansa unui nou început și renaștere pe toate planurile, dar în special că tot am vorbit de planul acesta afectiv-relațional, renaștere din propria cenușă ca pasărea Phoenix, vă reconstruiți din temelii, iar din punct de vedere al emoțiilor vă echilibrați extraordinar. Vedeți, acest semn al balanței, eu încerc să vă mai dau și niște tipsuri așa. Răspunsul este da la o întrebare pe care voi probabil v-ați spus-o în timp ce expuneam. Este vorba despre niște lecții pe care le învățați. Sunt convinsă că ați învățat această lecție de a face, în primul rând, ceea ce vouă vă place. Renaștere, reechilibrare. Printr-o decizie extraordinară pe care urmează să o luați. Voi luați o decizie, așa cum spuneam în etalarea a doua, luați o decizie extraordinară de a încheia o etapă din viața dumneavoastră. De a pune capăt. Nemai spunând că în prima etalare am vorbit despre acel 10 de spade care anunță terminarea unei relații și începutul unor noi experiențe, noi începuturi, noi aventuri în viața dumneavoastră. Și până în luna noiembrie s-ar putea să aveți șansa unui nou început în iubire cu persoane pe care le veți cunoaște într-un anumit mediu. Să țineți minte talarea aceasta, momentul în care cineva vine și vă oferă cu generozitate ceva. Vă servește cu ceva. Pentru că îi place de voi, vă urmărește așa cumva de la distanță. Pune ochii pe voi și vă oferă ceva. Cu amabilitate, cu generozitate, cu cavalerism, dacă este un domn, un gentleman. Nu închei. Stați un pic, că nu închei. Că pregătisem și acest caiet, doamne. Pregătisem și acest set de pachet de cărți de oracol, Lenormand. Și cu asta închei, cu această carte, închei seria celor trei etalări. Pe același subiect, viața voastră înainte și după o persoană care v-a făcut să suferiți.
tot o lună de zile văd, stabilitate. Vă veți stabili. Există posibilitatea să vă luați o casă, să mutați într-o casă nouă, să vă schimbați totalmente viața. Să faceți, de exemplu, profit din vânzarea unei case, pentru că voi luați o decizie radicală, poate să vă mutați cu totul într-un alt oraș, într-o altă localitate, într-o altă țară, să vă relocați cu serviciul sau pur și simplu să faceți o mutare extraordinară în viața dumneavoastră, în urma căreia veți avea șansa unei stabilități într-un nou început. Hai să spunem așa, pentru că nu sesizez clar, concret, prezența unei, așa, fizică, a unei persoane, doar energetic vorbind. Este cartea noastră norocoasă. Asta ca să intrați în rezonanță și cu ceea ce spun eu. Este o carte norocoasă, este un mesaj norocos pentru voi, care vă aduce dragoste. Fiți atenți, fiți atente. Asta se schimbă în viața dumneavoastră. Elementul dragoste este prezent în viața dumneavoastră. Asta schimbă totul. Iubirea va schimba toată starea dumneavoastră de spirit în următoarea lună sau după o lună de zile, pentru că până în noiembrie s-ar putea chiar să fiți într-o relație sau așezată la casa dumneavoastră cu o persoană care într-adevăr vă arată ce înseamnă stabilitate, iubire, așezare, echilibru, dar mai vorbim. Dragii mei, dragile mele, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Sărbători cu bine, cu liniște, cu pace, cu multă iubire, cu smerenie, de ce nu și cu multă, multă încredere că Universul lucrează pentru binele nostru cel mai înalt. Vă mulțumesc pentru mesajele voastre, sunteți absolut minunați, sunteți fabuloși, sunteți remarcabili. Vă mulțumesc pentru faptul că vă susțineți, chiar doresc să vă susțineți, iar cei care nu fac acest lucru și vin cu tot soiul de mesaje negative să stea liniștiți în banca lor, pentru că aici este un canal în care îmbrățișăm iubirea, echilibrul, căldura, pozitivitate și rezolvarea problemelor din punct de vedere constructiv sau din perspectivă constructivă, nici de cum destructivă. Deci, tot binele din lume, sunteți în permanență rugăciunile mele. Doamne ajută tuturor, aveți grijă de voi, vă iubesc din toată inima, numai bine, dragii mei. Vă pup! Multă sănătate și alor voștri! Sărbători cu bine! Pa, pa!